Bună seara, dragilor! De data aceasta, bunul nostru vecin și locatar de bloc și bunul nostru ploieștean și prahovean a recidivat din nou. Este în felul următor. Practic, a spus și a zis în felul următor. Sunteți de acord? Mă rog. Ca în ziua investirii sau mă știu eu ce, să venim în fața orașului sau primării sau nu știu ce și să strigăm că este țigan sau că este pește sau că e orice altceva. Practic, este visul lor de o viață sau al lui de viață, în care să meargă ceva de genul liber și nevătămat și să strige pe stradă. Și să meargă pe stradă, să țipe, să urle, așa cum a făcut prima dată în București și cum a recidivat la Ploiești. Cum a făcut prostioare pe stadion, în tribune, că doar asta e, asta nu e, ci asta e realitatea. Sau, cum să iei bani și să escrochezi oamenii ca să spui, noaptea aceasta veți dormi perete în perete cu un, nu știu, prinț, duce. Din păcate, în momentul când ați fost în tribună și ați făcut acea prostioară, să zicem, pe lângă celelalte, sau drăcovenii, sau cum nu poți, uite așa, că sunt căpos și nu înțeleg ce fac, și mi s-au, hai să spunem, mi s-au citit drepturile pe stradă, sau mai știu eu ce, sau în fața blocului, da? Și nu înțeleg. De fapt, este visul meu de viață. Să țipăm în ziua investit. Să țipăm că e nebun, că e pește, că e țigan, că e orice altceva. Sau cea de-a treia variantă, măcar să ies din țară cu un tren, nu? Cont el sau cont rail. Așa. Așa. Și alături de con R, con R, să adăugăm și, nu știu, să fie evadat. Are o nouă viață, este liber. Viu și nevătămat. Și să-l evacuăm din România pe cel care vă vorbește acum, da? Ok. Și să-l ducem într-o țară străină și să-l lăsăm acolo. Întrebarea este dacă am mai făcut astfel de scamatorii și în București, că doar mai e o chestie, este full, sau a trecut la noi scamatorii. O seară plăcută.